bună! Mă numesc Inga și locuiesc în Scoția, orașul Glasgow, de 6 ani. Sunt licențiată în drept, iar aici, în Marea Britanie, am continuat studiile legate de un hobby drag mie și am devenit beauty therapist. De 6 ani, am și eu un al treilea nume, Diaspora. Abia anul trecut, împreună cu prietenele mele de suflet, Victoria și Nina, am reușit să convingem autoritățile și am deschis pentru prima dată în viață o secție de votare aici, în Scoția. Iar de data aceasta, în calitate de președintă a biroului electoral al secției de votare, chem toți moldovenii din Scoția și din nordul Angliei să vină pe 11 iulie să voteze la Glasgow, Renfrew Center, 260 Bath Street, pentru că noi vom avea buletine de vot îndeajuns. Eu votez pentru că vreau ca și în Moldova tinerii să poată face studii de calitate așa cum sunt aici, în Marea Britanie. Haideți să facem din Moldova o țară în care vrem să ne întoarcem.